De ce îți clănțăne dinții când ți-e frig? Corpul menține de obicei o temperatură constantă de 37 de grade Celsius. La această temperatură, celulele corpului funcționează cel mai bine. Dacă există vreo schimbare semnificativă a temperaturii, aceasta este detectată de o zonă a creierului numită hipotalamus. Când corpul devine prea rece, acesta alertează restul corpului pentru a începe încălzirea. Apoi începe tremurul și mișcarea rapidă a mușchilor pentru a genera căldură. Clănțănitul dinților este de fapt un tremur.